Finanțele taie bugetele a nouă ministere pentru a acoperi cheltuieli suplimentare estimate la peste 350 de milioane de lei până la sfârșitul anului. Cele nouă ministere pierd împreună mai mult de 2 miliarde de lei. Proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an este realizat cu scopul ca România să se încadreze într-un deficit bugetar de 2,97% din PIB. S-au tăiat bani în principal de la proiectele finanțate din fonduri europene a celor nouă ministere, și anume de la transporturi, cercetare, educație, cultură, comunicații, fonduri europene. Pe și păduri, mediul de afaceri, agricultură și Ministerul de Finanțe. Ce mai mulți bani pierde Ministerul Transporturilor, unde suma s-a diminuat cu peste 1,1 miliarde de lei. În schimb, s-au alucat fonduri suplimentare la Ministerul Muncii, la Sănătate, Justiție, Dezvoltare, Finanțe, Afaceri Interne. Bani destinați în special pentru cheltuieli salariale. Și bugetele fondurilor asigurărilor sociale de stat, de sănătate și de șomaj vor fi majorate în urma acestei rectificări.